Din anul 2009, organizația Kalahari New Hope construiește speranță în Namibia, în comunitățile de bushmeni, prin proiectele sociale pe care le dezvoltă acolo cu voluntari români. În semn de apreciere, Alianța Evanghelică din Namibia a organizat, printr-un efort financiar deosebit, o tabără de pregătire pentru tineri care vor să facă evanghelizare în satele din județul Bistrița-Năsăud, unde s-a și desfășurat tabăra. Este doar începutul unei colaborări care se dorește a fi una pe termen lung, așa cum sunt proiectele sociale prin care Kalahari New Hope dorește să facă mai bună viața bushmenilor din Namibia. Iar despre toate acestea vom afla mai multe de la fondatorul Kalahari New Hope, Ovidiu Pater, de la reprezentantul Departamentului pentru Comunități Defavorizate din Namibia, Aaron Klase, și de la directorul național al Judea Harvest Namibia, pastor Ron Gardiner. Povestea Kalahari New Hope, după cum se vede pe tricoul dumneavoastră. Când ați început-o și de ce ați decis să duceți acolo speranță? Povestea începe și a început, de fapt, în 2009, când am ajuns pentru prima oară în Kalahari. De ce v-ați dus acolo? Ne-am dus acolo pentru că am fost invitați acolo și, al doilea rând, pentru că am văzut că e o mare nevoie acolo, în zonă. Am văzut zona și am văzut oamenii de acolo, bușmenii, și am fost foarte mișcați de viața lor, de felul lor de trai, și asta ne-a făcut să rămânem, să continuăm și să facem tot ceea ce facem, tot ceea ce se face acolo. Să rămâneți, adică să trăiți acolo? Din 2009 am plecat cu soția și cu cei doi copii, Lidia și Dani, și de atunci suntem acolo de 6 ani de zile. Pot să zic că familia a venit mai rar în țară, de 6 ani de zile a venit doar o singură dată, eu am venit mai des. Când am ajuns acolo, în perioada aceea, în 2009, oamenii erau foarte debusolați, fără lucrurile de bază. Începând de la apă, era o fântână foarte departe și fără nicio direcție, efectiv, pentru că oamenii fără Dumnezeu chiar nu au nici direcție, n-au nici scop, nu au nimic. Și așa i-am găsit pe bushmen când am ajuns acolo. Încet, încet, Dumnezeu a adus în viața acestor oameni un scop, o direcție, și au început să-i schimbe pas cu pas. Și pot să zic că astăzi sunt oameni care s-au întâlnit cu Dumnezeu și oameni care altădată au fost dependenți de tot felul de lucruri și nu de Dumnezeu. Astăzi oamenii aceștia sunt cu totul dedicați lui Dumnezeu. Câți credincioși, câți bușmeni credincioși creștini sunt de când ați poposit acolo și până astăzi? Deci am avut 4 botezuri noi testamentale. În general, la fiecare botez s-au botezat 20-27. Aproximativ 70 și ceva de bușmeni au fost botezați. Și cum s-a schimbat viața a celor care s-au botezat, să zicem? Oamenii aceștia și-au schimbat cu adevărat viața. Deci pot să zic că avem oameni care erau bețivi sau oameni care erau închinători la tot felul de spirite, care astăzi sunt credincioși și pot să zic că au o viață total schimbată. Și în privința muncii și a organizării vieții, a fost ceva impact datorită deciziei lor, convertirii lor? Evanghelia, când atinge viața unui om, Evanghelia schimbă. Și nu numai schimbă
anumite concepții, anumite teorii sau anumite lucruri din mintea noastră, ci schimbă totalmente viața. Pot să zic că în sensul acesta, noi ca și organizație am considerat că nu-i de ajuns să duci doar Evanghelia acestor oameni printr-o anumită formă pe care noi o cunoaștem în Europa. Am considerat că aici trebuie să faci ceva mai mult, trebuie să Evanghelia să le atingă viața și felul lor de a privi lumea, de a înțelege lumea. Și cum se face asta? Implicându-te în viața lor. Deci sunteți în relații strânse. Da, suntem pentru ei, eu sunt big father sau father pentru ei. Tata lor. Probabil am stat și m-am gândit că numele meu tradus e pater. Sigur. Am zis, măi, v-ați urmat predestinare numele. Sau eu știu. Și ce se întâmplă? Învățați ce? Agricultură, școală pe copii? Ne-a dat seama că de zi cu zi. Cea mai mare problemă a lor este faptul că acești bușmeni sunt needucați. Care sunt proiectele pe care le aveți acolo și care e până la urmă scopul primordial? Când am plecat acolo, mi-am dat seama că oamenii aceștia nu-L cunosc pe Dumnezeu și din cauza aceasta se întâmplă tot ce se întâmplă acolo. Din cauza aceasta bușmenii au rămas în urmă, din cauza aceasta zona nu s-a dezvoltat și toate repercursiunile care vin din faptul acesta. Am început primul lucru ce am început prima oară a fost că am început să gândim cum putem să ducem Evanghelia unor oameni ca aceștia. Dar ei oare s-ar fi mulțumit să primească o filozofie de viață nouă, dar fără să primească din partea dumneavoastră un ajutor material? Ar fi fost receptivi? Fără să te apropii de acești oameni, cu toată inima, mesajul Evangheliei nu avea putere să schimbe. Din ce cauză? Pentru că, în primul rând, noi suntem considerați de ei albi, pentru că așa suntem. Sigur. Și albii în trecut au lăsat o urmă adâncă în viața acestor bușmene. Și i-a folosit și nu deloc plăcută. Foarte mulți au murit pe frontul de luptă și au fost maltratați. Și lucruri dureroase care le-am auzit și istoria le relatează. Pentru noi, ca și albi, când a venit prima oară acolo, ei din start au zis, au venit alți buri, alți colonizatori, alții. Mm-hmm. Și cum i-ați cucerit? Acum, dragostea. Eu cred că dragostea e cea care cucerește orice inimă. Și cum ați exprimat-o? Prin lucruri foarte practice. Uh-huh. Ca de deci, exemplu? Cred că dragostea nu trebuie exprimată, dragostea trebuie dovedită. Pentru ei, nevoia cea mai mare este hrana. Atâta timp cât trăiești într-o zonă, este zonă deșertică, în care există niște tufe foarte spinoase, nisip cât vezi cu ochii, apă la cine știe câți kilometri sau zeci de kilometri, să vorbești tu despre lucruri paranormale. Să uită de multe ori, au venit foarte mulți fraților, când veniți ziua următoare la biserică să vă aduceți Biblie și să citiți în versetul. Ei nu au văzut în viața lor, n-au dialect scris. Da. Sau absurdități din acestea. Ce ați reușit să faceți la agricultură, la hrană? În privința aceasta, de când am ajuns acolo, ne-am pus să facem ceva cu terenul care l-am primit, pentru că am primit un teren de câteva hectare de la autoritățile de acolo și atunci am început să tăiem, să defrișăm, să scoatem rădăcinile acelea și să pregătim terenul. Și lucrează și localnicii? Și împreună cu ei, pentru că am lucrat acolo la proiect și am lucrat și la ei acasă. Deci nu am făcut niciodată ceva doar pentru proiect. Când am făcut, s-a făcut pentru comunitate. Și asta a atins inima lor. Opa. Și lucrau și credincioși și necredincioși da, creștini? Sau cum? Prima oară la început am lucrat noi și familia. Și atunci încet, încet oamenii au venit și văzându-i că n-au mâncat de
două, trei zile se vede pe ei, că îi vezi uscați. Deci câte unul are 30-35, când are 40 e gras. Îți dai seama că nu v-a mâncat de câteva zile, după cum arată, după cum vorbește. Lucrurile astea nu te lasă oricum. Deci lucrurile astea te pun să iei o decizie și să faci ceva. Creativ, și atunci să te gândești. Deci ne-au venit toate aceste lucruri sau toate aceste proiecte care le facem, au venit în urma nevoilor de acolo pe care le-am văzut și care le-am considerat că sunt, le-am văzut și care sunt foarte trebuie importante. Trebuie împlinite, da. Deci această grădină ar fi un proiect, mai sunt. Deci am început cu grădina pentru că a fost, eu consider foarte mult că e foarte important să folosești ce ai. Foarte mulți oameni ar vrea să facă lucruri mărețe și au tot felul de proiecte, tot stai și te gândești. Eu cred că e important să folosești puținul care l-ai. Puținul care l-ai și îl pui în mâna lui Dumnezeu, Dumnezeu îl binecuvântează. Deci așa am făcut și noi. V-am florit grădina. Da, am folosit terenul ăla care l-am primit, dacă l-am primit gratis, fără să plătim, fără nu știu ce. Am zis, băi, asta e o binecuvântare de la Dumnezeu. Hai să folosim binecuvântarea asta în așa fel încât prin această binecuvântare să putem binecuvânta și pe alții. Deci prima oară am folosit terenul și am început să învățăm cum să lucrăm pământul și încet, încet am învățat noi cum se lucrează terenul, pentru că nu poți să înveți pe altul atâta timp cât tu nu știi ce să înveți. Deci v-ați lărgit propriile orizonturi. Am început să învățăm cum se lucrează acolo, cum poți într-adevăr să ai rezultate, pentru că ei întotdeauna când vreau să facem ceva, dați încheia, da, zice, n-are rost. Zice, nu se face, deja vă chinuiți, ori chinuiți și alții. Și atunci, încet, încet, am folosit cunoștințele noastre, experiența noastră și împreună cu cadrul de acolo am studiat fiecare detaliu, cum să face agricultură, cum putem să lucrăm în așa fel încât să avem rezultate. Să aveți mâncare, simplu spus. Da. Bun, deci grădina merge. Ce alt proiect aveți? Pe lângă, ăsta a fost un proiect și încă proiectul acesta încet, încet, constant îl lărgim, pentru că proiectul crește constant, deci școala se dezvoltă. Școala? Stați că n-am vorbit de școală, spuneți despre școală. Un alt lucru care l-am început ca și proiect este proiectul de educație creștină, școala Kalahari New Hope, care a început în 2019 cu undeva la 20 de copii. Copiii de pe zonă, încet, încet am luat mai puțin pentru că așa erau și resursele și toate posibilitățile noastre. Și încet, încet, în fiecare an, acest proiect s-a lărgit. Câți aveți acum copii? 155 de și copii. Și ce înseamnă școala? Deci școala... Ce fac ei acolo? Deci școala în Namibia, să știți, este o școală foarte bine pusă la punct. Ca să putem să primim acreditările, a trebuit să muncim câțiva ani și a fost foarte greu, s-au cerut foarte multe lucruri. Sunt anumite lucruri care încă trebuie să le pune la punct în ceea ce privește dotări sau anumite lucruri care trebuie să le rezolvăm. Dar prin harul lui Dumnezeu, anul acesta am primit acreditarea școlii. Și asta pentru mine este o mare bucurie, pentru că suntem, din punct de vedere legal și din punct de vedere al tot ceea ce facem acolo, suntem acreditați de Guvernul Namibiei, de Ministerul Educației și avem din partea lor toate acreditările în acest domeniu. Și 120 de copii și mai multe clase? 155 de copii. 155 și mai multe avem clase? Avem două grupe de grădiniță, clasa 1, 2, 3, 4, 5. Sunt 7 clase. Ce știu copiii să facă atunci când termină școala? Care cum se numește? Tot așa, Kalahari New Hope? Deci școala se numește tot Kalahari New Hope. Foarte bine. Este cunoscută ca cea mai bună școală din zonă. Actualmente copiii noștri sunt foarte bine apreciați de toate școlile. Mai sunt câte unul care, din cauza că apar, de exemplu, dacă moare un părinte, se mută la neamuri și am avut multe cazuri în acestea când copiii au mers în alte localități, mai departe de noi, n-au putut să vină și au fost directorii și profesori de acolo ne-au spus, nu știu ce faceți cu copiii, dar ăștia sunt eminenți. Și tot timpul îi trimite înapoi, mergeți la Kalahari, nu știu ce vă facă ei acolo, dar văd că... Și ce se întâmplă școală? Citit, scris, matematică? Deci o școală normală. Deci o școală normală. Deci toate, dacă ați vedea cât de bine este pus la punct sistemul lor de educație, noi avem de învățat. Fiecare oră
la care o învățătoare predă, trebuie să completeze cel puțin 3 pagini pentru fiecare oră. Și în detaliu și foarte bine structurat. Deci bieții profesori au de lucru au mult. De lucru... Dar în privința, din punct de vedere creștin, are ceva special Kalahari New Hope, școala? Școala oferă este ceva în sensul ăsta? Este, școala Kalahari New Hope este o școală creștină. Deci asta trebuie să înțelegem că... Și atunci învață și despre Dumnezeu, noi, despre Iisus. Noi, înainte de a face ceva, înainte de a avea rezultate, noi am încercat să-L aducem pe Iisus și să aducem dragostea lui Dumnezeu în inima acestor copii. Și această dragoste a lui Dumnezeu și această pasiune pe care Dumnezeu o pune în inima celor care se întâlnesc cu Dumnezeu, această pasiune schimbă, această iubire a lui Dumnezeu, această atingerea lui Dumnezeu face ca toate lucrurile să fie noi și extraordinare. Aveți asta. Și lecții biblice acolo? Da, există lecții zilnic. Biblice, avem tot felul de... în general, am făcut ca programul să fie foarte creativ, să fie... Așa cum merită să capteze copiii. Da. Copii. Da. La Bushman le place foarte mult să cânte și au, de exemplu, copiii de la grădiniță deja știu să vorbească în engleză. Și asta pentru că programul care s-a format și l-am creat acolo a fost cât mai captivant și asta i-a câștigat și astăzi pot să spun avem rezultate foarte bune și asta ne bucurăm că aprecierile le avem nu numai de la copii, le avem de la cei care sunt în frunte acolo, de la guvern, de la Ministerul Educației. Deci aveți proiectul Grădina, proiectul Școală, cam acestea sunt... Mai sunt multe proiecte avem acolo. Dar astea ar fi cele mai mari. Suntem implicați, de exemplu, a început să ne implicăm în viața oamenilor și am început să creăm în jurul colibelor lor acolo să le facem grădini. Noi, ca și voluntari, ne-am dus. Multiplicați grădina inițială. Deci, tot ce s-a făcut în bază s-a făcut și în comunitate. Deci nu am făcut doar de dragul proiectului ca proiectul să crească. Nu, întotdeauna am îmbinat partea, am ajutat ca proiectul să se dezvolte, să se poată autosusține. Dar în același timp am ajutat și comunitatea. Așa se face că am făcut și grădini la oameni. Ne-am făcut și garduri, am început să le construim case. De ce ziceți garduri? Ca și când ar fi așa de important să aibă și garduri. Într-o zonă în care este o sălbăticie, ai nevoie și de garduri, pentru că acolo sunt tot felul de animale care sunt și care vin. Suspectam de la eu că... animale mai domestice și sunt și animale sălbatice. Deci din cauza pericol, asta da. E nevoie să ai cel puțin cadru în așa fel încât tot ce ai acolo plantezi să nu fie distrus. Proiectele cele două mari, le aveți grădina, școala și micile grădini pe care le lucrați pentru oricine e interesat acolo în localitatea în care sunteți. Mai sunt și altele? În această perioadă ne-am dat seama că Kalahari, zona aceasta, este o zonă deșertică în care diferențele de temperatură între zi și noapte sunt foarte mari, între minus 10 și 30. Temperaturile urcă de multe ori și la 40-50 de grade. Diferențele sunt foarte mari și atunci ne-am dat seama că trebuie să facem și ceva în sensul acesta. Și am dezvoltat proiectul O Casă Pentru Fiecare. Așa s-a făcut, că am învățat cum se fac cărămizi și încet, încet ne-am făcut cărămizi. Ca să nu dormă afară, să nu dormă afară. Am făcut cărămizi de vaiu. Sunt mulți care trăiesc afară, așa? Păi cam toți trăiesc cam toți, afară. Na. Și atunci, din cauza asta, există atâtea și atâtea boli care sunt acolo în zonă. Am învățat cum să facem cărămizi din pământ, chirpici sau vaiu, cum se spune. Am început să le facem case, am început să-i învățăm cum să zidească, cum să tencuiască, cum să sudeze, cum să... Tot ce... Cum să pescuiască, nu? Pentru... Să... În sensul că este proverbul acela, dacă vrei să-l ajuți pe om, nu-i dai peștele ce-l înveți să pescuiască. Da, și astea a prins foarte mult și n-a făcut altceva decât le-a câștigat pe acești oameni. Pentru că noi nu am venit să luăm ceva de la ei, ci noi am venit să dăm ceva. Și s-au convins. Și asta i-a convins, i-a schimbat și astăzi bușmenii sunt foarte, toți ar vrea să vină acolo să învețe la Kalahari.
Ce ar fi de făcut pentru cei care ar fi interesați să dea o mână de ajutor organizației Kalahari New Hope? Poate sunt foarte multe lucruri de făcut. Câteva întotdeauna când vrei să faci ceva, există în toate domeniile, există posibilități, începând de la implicarea în școală, unde avem o mare, mare nevoie de profesori, învățători care știu limba engleză și dacă doresc să ne contacteze, pot să ne contacteze pe site-ul nostru, Kalahari New Hope, sau pe Facebook și le punem la dispoziție tot ceea ce au nevoie. Apoi există alte și alte lucruri în care se pot implica în proiectul acesta, o casă pentru fiecare, dacă știe să facă ceva, sau am avut fete care nu știu să facă absolut nimic, au luat o cărămidă și uite, au luat-o așa și au, împreună au făcut echipă. Cred că cel mai important lucru este să vrei. Și când vrei să faci ceva pentru Dumnezeu, Dumnezeu îți deschide atâtea orizonturi și atâtea uși de binecuvântare și poți să fii binecuvântare și la școală, și la grădină, și la agricultură, și la garduri, și la proiecte astea de autosuține, care în fond și la urma urmei toate acestea lucrează în așa fel încât ei, oamenii din jur, să vadă dragostea lui Dumnezeu. De când l-am cunoscut pe Ovidiu de la Kalahari New Hope, acum 2 ani, a fost foarte important pentru mine să ajung în România și să-i cunosc pe români. Din două motive. Primul a fost să-i cunosc pe cei care chiar ne ajută prin sprijinul pe care ni-l acordă prin donații. Am vrut să vin să-i cunosc. Al doilea motiv pentru a veni aici a fost să exprim aprecierea noastră. Apreciem profund ce fac românii în Namibia pentru comunitatea San. Care ar fi cele mai mari nevoi care trebuie împlinite în Namibia? Nevoile comunității San sunt mari. În 2005, guvernul a inițiat o serie de programe de dezvoltare pentru ei. Am implementat două proiecte care să genereze venituri unor părți din comunitate și le-am pus la dispoziție teren, am luat măsuri să meargă copiii la școală și am încercat să facem case. Dar este doar un strop, pentru că nevoia este uriașă. Pământul aparține guvernului, iar guvernul încearcă să se asigure că pământul este folosit. Dar cea mai mare nevoie este ca toți copiii din comunitatea San să meargă la școală și când spun San, mă refer la bușmeni, numai că nu le spunem bușmeni, ci San. Sunt 6 triburi, se vorbesc 6 limbi. Comunitățile acestea sunt răspândite peste tot în Namibia, în 10 dintre cele 14 regiuni. Now these communities are very much scattered all over Namibia, almost 10 of the 14 regions. Deci e foarte dificil pentru că oamenii aceștia locuiesc în cele mai rurale zone ale țării. Fără drumuri, fără curent electric, accesul la sănătate și la școli este foarte redus. Guvernul trebuie să construiască școli chiar acolo. Nu este ușor. Aici ajută Kalahari New Hope, care face grădinițe, școli. Deci nevoia este în continuare mare. De aceea invităm pe oricine și pe români, pentru că eu sunt aici, acum, să vină să vadă ce face Ovi, ce face Kalahari New Hope și să vadă cât e de mare nevoia de ajutor. What Kalahari New Hope is doing, and they can see how big the need is.
Ce apreciați la ceea ce face Kalahari New Hope în Namibia? Primul lucru pe care îl apreciez este că este vorba de români și dacă românii consideră normal ceea ce fac ei, eu consider că este excepțional. Sunt oameni cu inițiativă, de acțiune, pionieri. Au venit în Africa, în Namibia și au devenit parte a comunității de acolo. Nu încearcă doar să ajute de la distanță, ci au venit la noi și au făcut lucruri practice. Făcând asta, le-au arătat africanilor că există soluții la provocările cu care se confruntă Africa. Asta apreciez eu. Care ați spune că sunt cele mai mari provocări în Namibia? Prima provocare mare este că jumătate din populație este șomeră, 52%. Pentru unii, asta este o criză majoră, dar poate fi văzută și ca o oportunitate. O oportunitate de a te dezvolta și de a avea inițiativă. Deci, vedem oportunități în educație, oportunitatea de a învăța abilități. Revin la România. Ați învățat să produceți hrană, să construiți clădiri, să lucrați împreună ca familii. Toate acestea sunt bune și utile în Africa. Africa încă are nevoie să învețe aceste lucruri? Categoric. Bushmenii nu știu să scrie și să citească. În Kalahari, singurii care pot citi Biblia sunt copiii care merg la școală. Așa că ei le citesc seara din Biblie părinților lor. Faptul că pot citi are un mare impact. Deci este speranță în noua generație. Sigur că da. Noua generație este motivul pentru care trăim și facem sacrificii. Vine un moment pentru fiecare generație în care trebuie să-și dea seama că ei sunt acolo pentru generația următoare. Ce fac în mod concret în Namibia voluntarii români ai organizației Kalahari New Hope? Ne spun câțiva dintre aceștia. Am fost voluntar la Kalahari New Hope o lună și am predat la clasa a treia toate materiile. Am stat 2 luni în Africa și m-am implicat în următoarele proiecte. În proiectul cu școala, pentru că a început anul școlar, am cântărit copii, am făcut fișe, am predat ore de muzică, fiind și profesoară de muzică, am făcut o recapitulare la matematică și la celelalte materii, iar în acest timp a fost și eveniment de botez și o nuntă, m-am implicat la bucătărie, făcând mâncare la 600 de oameni și în evanghelizările de pe sate. Am stat în Namibia 3 săptămâni, m-am trezit în fiecare dimineață la ora 5 și am frământat 3 cuptoare de pâini pentru 7 clase de elevi și pentru oamenii care lucrau în agricultură. Am stat în Namibia 2 luni de zile, timp în care am ajutat la construirea școlii, 3 clase în care studenții învață, am renovat biserica, am reconstruit-o, iar apoi am participat la un eveniment special în care 26 de bușmeni au fost botezați. Am fost de 3 ori în Namibia, la Kalahari, pe termen scurt. Am slujit spiritual pentru oamenii de acolo. Am botezat oameni, am avut ocazia să-i cunosc în colibele lor, să le văd modul de viață, să mă rog cu ei, să plâng alături de ei, să-i încurajez. Am fost de asemenea implicat și în proiectul de case. Ne bucurăm să-i vedem acum din colibe că au deja locuințe și viața s-a schimbat în Kalahari. Copiii deja sunt sătui, au haine și vrem în continuare să fim o binecuvântare pentru Kalahari. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Este versetul pe care ni-l spune în finalul acestei întâlniri, în limba sa, reprezentantul Departamentului pentru Comunități Defavorizate din Namibia, Aaron Klase. Aaron Klase.